industria IT&C a cunoscut o dezvoltare odată cu calculatoarele personale sau celebrele sisteme desktop, cum s-ar spune. După aceasta, următorul pas au fost laptopurile sau calculatoarele mobile, care au fost preferate de lume, industrie care a crescut. Acum, în ziua de azi, se pare că tabletele și smartphone-urile câștigă din ce în ce mai mult teren. Alături de mine, ca de obicei, este domnul Mihai Amăriuțe. Bună, Mihai! Exact. Mihai, astăzi o să discutăm puțin despre industria tabletelor și a telefoanelor inteligente și evoluția lor spectaculoasă. Practic, cred eu și zic eu, industria IT&C n-a cunoscut niciodată o explozie așa dramatică a profitului și a vânzărilor în domeniul, în orice domeniu, cum a cunoscut în industria vânzării de telefoane și de tablete. Tu ce părere ai despre evoluția asta? Vânzările, într-adevăr, au crescut. Nu știu dacă este propriu o explozie. Dacă să ne uităm în istorie, salturi au fost tot timpul. Că acum este mai vizibil pentru că ajunge la mult mai multă lume. Acum ajunge să avem mai multe dispozitive și ni se pare că este o abundență. Dar o creștere, probabil aproape exponențială, există de foarte mult timp. Și pe măsură ce s-a făcut un nou salt de tipuri de echipamente disponibile, au invadat piața un anumit tip de echipamente sau un altul. Noi și eu am intrat relativ târziu în acest domeniu, după Revoluție, practic, au început să se răspândească și am pierdut și eu o parte din partea dezvoltare din afară. Ne-am trecut, ne-am trezit aproape cu PC-urile în brațe. În vest, dezvoltarea a existat, dacă să ne gândim la primele calculatoare care erau și eu atât de rare încât directorul de la IBM spunea că probabil ar fi nevoie cam de 4 calculatoare în întreagă lume, la situația în care să fie mult mai mult de 4. 10, sute, mii, 10, mii, milioane și așa mai departe. Nu 4 în întreaga lume. Scuze, că sunt suficiente? Bine. Era o chestiune de altă topologie. Deci, inițial, să zicem, ce încerca să facă IBM, el dorea să centralizeze procesarea în mari centre de calcul și utilizatorii practic aveau doar terminale. Acesta era modul inițial de lucru. Terminalele erau destul de puțin inteligente, erau puțin mai mult decât un televizor și o tastatură. Comunicând cu calculator, toată procesarea se făcea în spate pe un calculator imens, pentru că acele calculatoarele erau chiar mari, în hale întregi. Evident că nu erau la dispoziția unui nu vom să aibă acasă. Între timp a avut loc apariția PC-urilor care au dat peste cap această inițială imagine. Culmea că tot IBM a reușit să iasă destul de față, dar cum spuneam, înainte de IBM au existat încă mult mai multe începuturi și mult mai multe încercări de a crea noi paradigme, practic, a abordării tehnice de calcul. Celebru, probabil, în acest domeniu este prima mașină disponibilă aproape pentru toată lumea, un calculator numit Altair, care era destul de primitiv, conținea un microprocesor și îl programai cu butonașe, nu făcea mare lucru, dar puțin timp după aceea au început să apară calculatoare care chiar făceau lucruri relativ interesante. Începăturile lor au fost, la noi au fost mult timp după apariția lor, au început să se pătrundă clone, de exemplu, de la Sinclair Spectrum și multă lume, mulți oameni mai în vârstă au învățat calculatoare cu așa ceva, inclusiv eu. Deci când, deci undeva prin anii, la începutul anilor 80 au fost mai multe astfel de evoluții. Sir Clive Sinclair era inventatorul englez care încerca să renoveze industria britanică și a lansat acest calculator de mare succes. Sinclair Spectrum, de fapt, a fost o evoluție a lui, în prima oară cu Sinclair ZX81, cu un calculator extraordinar de primitiv, dar care costa doar 100 de lire sterline, deci o sumă infimă pentru un condiții în care orice calculator, cât de cât comercial, se ducea deja la multe mii și care, primitiv cum era, a permis introducerea în tehnică de calcul a multor copii, mai ales prin intermediul jocurilor, spre marea disperare a lui Sinclair, care încerca să să încurajeze oamenii să programeze, să înțeleagă lucrurile, nu atât să se joace. De aceea, acel calculator, de exemplu, pornea direct într-un limbaj de programare.
primitiv adevărat, într-un limbaj interpretat, basic, dar ca să faci cel mai simplu lucru și ca să puneți un joc, trebuia să știi să dai comanda de încărcare a unui program de pe casetă, de exemplu. Între timp, direcțiile s-au mai schimbat în acest punct de vedere. Au apărut PC-urile care au devenit încet, încet mult mai puternice și ele inițial tot așa puneau într-un mic, nu pot zice mediu de programare, într-un mic prompt de comandă, dar între timp au apărut interfețele grafice care au îndepărtat destul de mult, majoritatea utilizatorilor de șuruburile dinăuntru calculatorului, devenind mult mai comode, accesibile unui număr mult mai mare de utilizatori. Mă rog, cu dus în dus în acest punct de vedere, pentru că izolându-ne, poate deseori trecem prea mult la partea atractivă a lor și mai prea puțin poate la partea de a le înțelege cum funcționează, lucru care poate fi uneori util, măcar ca să ne facem o idee unde stăm și cum de merg lucrurile așa. Și devin și din ce în ce mai comode, da, asta este adevărat, dar și mai populare în același timp, este un lucru bun. Exact. Dar tot că veni vorba de chestia asta, ai menționat de partea practică a dispozitivelor. Cred că cam se pune accentul la telefoane inteligente și tablete și pe partea practică. Faptul că sunt mobile, le poți pune în buzunar, te poți duce cu ele, poți accesa internet, poți avea 1000 de aplicații de la navigarea străzilor până la, nu știu, la joculețe, dacă vrei. Și asta cred că din cauza asta a avut cel mai mare, au în continuare un succes mare. Din câte știu eu, acum tu ai zis și că mediatizarea din ziua de azi a avut o mare influență asupra așa zisei explozii, dacă e explozie cu adevărat. Este explozie în sensul care și ușor și Big Bang e explozie, ceva care crește. Nu e neapărat ceva explosiv care așa s-a oprit. Creșterea este, cum spuneam, aproape liniară, trebuie să o vedem. Acestea au fost, deci, echivalentele mobile, fiindcă vegeva, nu sunt noi. Deci, echivalentul tabletelor se chemau, erau și pad-uri la un moment dat, au fost introduse chiar de Apple, cu cunoscutul Newton, care a dat Kix, undeva tot cam în acea decadă, deci undeva până în anii 90, nu mai știu exact data. La vremea aceea erau prea slabe, să zicem, și prea puțin utile ca să aibă succes de piață și nu au rezistat, dar între timp au existat încă multe alte firme care au încercat să intre în acest domeniu, pentru că interesul și utilitatea era destul de evidentă. De unde se știa de pe atunci, mai pe scurt, de utilitatea lor și de portabilitatea lor. Mă rog, cel puțin ca ce am dorit, ca speranțe, ca ce am vrea să avem, putem vedea în filmele SF. Și dacă să ne uităm la Star Trek, acolo aveau tablete de ceva vreme. De asta nu pot să spun, Apple se laudă că au inventat tabletele, dar nu le-au inventat ele, le-au inventat exact. Ei au fost printre primii care au reușit să le implementeze la o manieră care să aibă și succes de masă. Spre marea dezamăgire a altor firme care au început să le de ceva mai multă vreme să facă acest lucru, una din ele a fost niște, unul din primii care au intrat în acest domeniu, primele echipamente erau Palm Pilots, se numeau, deci niște mici agende care scrieai cu creionașul și puteai să înregistrezi. Au avut chiar mult succes la vremea respectivă, dar la noi nu prea au intrat pentru că erau relativ costisitoare. Microsoft a avut o intrare foarte rapidă pe această piață, în sensul că au intrat din timp cândva, deci au făcut, fac tablete și calculatoare portabile de cred că 20 de ani de acum, dacă nu mai bine. Din păcate, nu și-au așezat foarte bine politica. Adică, asta e și una din problemele firmelor foarte mari. Atunci când apare o nouă idee, o nouă piață, piațele noi au tendința să înghită din ceva din piața veche. O firmă mare nu prea se bucură să-și înghită propria piață și atunci încearcă piața nouă să o țină cât mai limitată. Și de asta, probabil, calculatoarele cu Windows, tabletele cu Windows erau destul de limitate la posibilități, destul de incomode și nu prea intrat decât în domeniul profesional, unde nu prea aveai încotro, chiar necesitatea era chiar mare, și ușor la mari depozite, unde se ajutau foarte mult să poți să gestionezi marfa sau chestiuni de acest gel. Dar în marea masă nu au prins, pentru că erau costisitoare, relativ mari, cu autonomie limitată. Acest lucru a lăsat loc unui nou concurent pe piață, care părea destul de ciudat
că are șanse, că își imaginează că are șanse să intre pe piață, care părea extrem de matură. Atunci când a intrat Apple pe piață cu iPhone-urile, piața era deja aproape toată în mâna Nokia, foarte puțin mai aveau, mai erau câțiva concurenți, dar cu piața relativ limitată. Nokia a intrat inclusiv pe această piață de calculatoare, cât de cât de telefoane, cât de cât inteligente, erau telefoane relativ inteligente, dar tot așa relativ mari și incomode și dificile. Ce a reușit să facă Apple, la insistența lui conducătorilor, au insistat să facă să fie ușor de folosit. Jobs e recunoscut ca o persoană nu tocmai plăcută ca șef, pentru că trage de om până când îi place lui. Ce iese. Da. Efectul pozitiv a fost că au reușit să scoată ceva Ai punctat ceva foarte interesant acolo. Companiile mari nu le place în general să dezvolte un nou segment de piață, având în vedere că le înghite alt segment de piață. Și aici cred că trebuie spus faptul că tabletele și telefoanele inteligente cam mănâncă puțin din clienții laptopurilor, mai ales, dar și a sistemelor desktop. Cum ai vedea tu raportul dintre tablete, telefoane inteligente și piața de laptopuri și sisteme desktop, care este în scădere momentan din toate raporturile care se spun, piața desktop și a laptopurilor este în scădere. Crezi că va ajunge până la punctul în care va dispărea? Greu de spus. Sunt domenii în care... Sau crezi chiar așa, mai gândind și mai în viitor, că tabletele și telefoanele mobile vor ajunge până la punctul în care se vor integra, vor face... E posibil la un moment dat să fie aproape... să se cupleze cele două piețe. Pentru că deja acum la tablete există... poți să-i pui tastatură, poți să-i folosești să fie aproape ca un laptop. Deci, diferența între cele două începe să fie din ce în ce mai vagă. Nu este tocmai noutate și vechile tablete Microsoft erau, multe din ele erau laptopuri care s-au convertit din tot ce ecranul invers și părea practic o tabletă. Acum, distanța principală este dată de puterea procesoarelor. Procesoarele din tablete sunt totuși procesoare simple, putere relativ mică și nu au performanța care este necesară, știu și eu, de obicei pentru a produce ceva. Deci, acum, separația este practic între consum și producție. Când va produce și consumai totul pe desktop sau, mă rog, pe laptop mai nou, pe măsură ce a produs și astea alte, acum a început să ducă practic consumul pe tabletă, pentru că e mică, ușoară, stai undeva și citești liniștit, relaxat, dar în momentul în care vrei să faci ceva, chiar și ceva relativ simplu, cum ar fi postări pe Facebook, constați că totuși ai tabletă sunt totuși incomode și ineficiente, adică pentru chestiuni simple merge, dar în momentul în care de lucra ceva mai mult, nu mai este așa de spornic, pentru că chiar lucruri banale, cum ar fi cut-and-paste, sunt mai dificile de făcut cu interfața care permite o tabletă. Deci cel mai probabil sistemele desktop, că cele laptop erau populare pentru mobilitate, practic, și o mobilitate. Oricum, sistemele desktop rămân oarecum pentru sectorul profesional, pentru graficieni, pentru programatori. Deci ele se suprapun din punct de vedere. Deci multe laptopuri nu părăsesc biroul pe care sunt puse prima oară. Au avantajul pe undeva că sunt compacte, într-o singură chestiune, n-ai calburi de pus în ele, să-și mai sezi. Au și un OPS încorporat din punct de vedere, adică nu ai probleme că îți pierzi datele când se taie curentul, cum se întâmplă la un desktop normal. Deci pentru utilizări rezonabile, de măsură ce prețurile de cele două se apropie, se întâmplă des să fie folosite direct laptopuri, chiar în loc, chiar deși tradițional ai fi pus un desktop acolo, pentru că oricum nu se mișcă nicăieri. Poate, pur și simplu, din motive de ergonomie, de dimensiuni, de consum, poate. Multe laptopuri de obicei consumă și mai puțin și consumă și el o problemă. Laptopurile încep să fie mai limitate în domeniul unde chiar ai nevoie de putere care nu cap pentru un laptop, unde nu mai ai problemă de consum și eu, poate, jocurile excesive care au nevoie de plăci grafice foarte puternice, procesare video, uneori ai nevoie de plăci de extensie care n-ai un să le pui în laptop și atunci trebuie și fața mea un desktop ca și cu mine care să pui plăcile. Până și acolo, până și sectorul ăsta de piață e puțin în scădere la calculatoare, deoarece au apărut consolele care preiau o grămadă din atribuție și... Cei nu sunt noi, fiindcă veni vorba, consolele au apărut poate chiar înainte sau puțin înaintea calculatoarelor publice, pentru că fiind dedicate, s-a timp simplu de făcut. Deci consolele există pe piață de
de este foarte multe vreme. Comoditatea de a juca un joc fără să mai trebuiască să îți dai bătăi de cap cu sistemul calculatorului. Da, bine, acum consolele sunt ajutate și de faptul că ele ajută, să spunem, oculesc un pic apetența către piraterie care vine deseori cu calculatoarele desktop, care sunt mai greu de protejat. Desktop-urile fiind, consolele, echipamentele dedicate în general fiind făcute pentru o singură utilizare, ele sunt mai strânse în acest punct de vedere, ai posibilități limitate la ce poți să faci, atunci ele pot să asigură oarecare protecție a jocurilor și în cauza asta sunt ceva mai greu de copiat jocurile și atunci e mai ușor să atrag dezvoltatori, pentru că până la urmă mașinăria în sine este o tablă goală fără ceva care să joci pe el. Și ca să joci ceva sau ca să lucrezi ceva pe el, ceva trebuie să facă acele programe, acel cineva vrea și el să câștige un ban într-un fel sau altul, pentru că trebuie și el să dea o până la copii. Și atunci el se va duce acolo unde are o șansă mai mare să fie plătit. Și în felul ăsta dezvoltarea probabil se face mai repede către acest domeniu a consolelor, care sunt făcute de așa natură comercial, încât să asigure mai ușor finanțarea marilor dezvoltatori care să le asigure programele aferente. De asta apar la console și cele mai noi și o dezvoltări, cum este de exemplu Kinectul, care a avut mare succes și care are mare succes și care este iarăși un salt înainte din acest punct de vedere, pentru că ridică în sfârșit jucătorul de pe pat, pune să mai facă o leagă de mișcare, măcar această componentă. Este un concept interesant. De mulți superstițioși chiar cred că este puțin de temut în perspectiva inteligenței virtuale. Cum este o celebră butadă, o tehnologie suficient de avansată nu poate fi deosebită de magie. Da. A fost clar, dacă nu mă înșel, a spus asta și de adevăr, aici pe undeva poate fi utilă, poate pe undeva și instruirea oamenilor apropo de cum merg niște lucruri, pentru că în momentul în care începi să ajungi să le aloci puteri magice, s-ar putea întâmpla să se întâmple niște lucruri în neregulă pe undeva, apropo de unde te vezi tu în întreaga lume. Da, să începe cu paranoia și după asta cine știe la ce se poate ajunge. Da. Și chiar și apropo, spuneai mai devreme că au creat, această dezvoltare a creat foarte multe profituri. Aici are și o mică problemă. Profiturile nu sunt chiar atât de mari, tocmai datorită competiției teribile. Apple reușit să obțină profituri relativ mari. Uite, chiar asta vreau să și punctez. Pe lângă faptul că într-adevăr, cum ai zis tu, profiturile sunt, dar sunt diversificate, fiindcă, cum ai zis și tu, au apărut foarte mulți producători de dispozitive inteligente. Sunt până și producători români de dispozitive, de astfel de dispozitive inteligente, și telefoane și tablete. Bine, acum cred că toată lumea a mirosit banul din industria asta și faptul și dorința populației de a achiziționa astfel de accesorii. Ce te-aș întreba eu pe tine este cam care este viitorul acestei piețe? Crezi că va mai crește în continuare? Nu văd de ce nu. Cum spuneam, eu cum vezi, începem să avem nu un singur dispozitiv, ci chiar două. Telefonul și tableta. Adică tableta părea că nu prea își găsește un loc, dar dacă și l-a găsit și el, dar chiar dacă să-ți gândim bine, mai este și un al treilea, e reader-ul, care rezolvă era și o altă problemă. Calitatea ecranului, ecranele de la tablete deocamdată nu sunt foarte utilizabile în lumină strălucitoare, plus consumul ridicat. Deci pentru citit literatură nu sunt chiar perfect din acest punct de vedere și este o piață consistentă și pentru dispozitivele dedicate doar pentru citit. Celebre care au autonomie mai lungă, țin săptămâni întregi la o singură încărcare și pot fi citite și în soare și la plajă și iată că este oarecare piață. Când înmulțim populația cu număr de dispozitive, vedem că este o piață încă consistentă. Pe de altă parte, pe lângă profitul care îl fac cei care au reușit să facă bani buni de pe această industrie, pe această piață, trebuie să te gândești că sunt și o grămadă de cheltuieli, fiindcă piața asta cred că e în mișcare, cred că e cea mai în mișcare. Mereu apar lucruri noi de la o lună la alta sau chiar de la o săptămână la alta. Acum, recent, în ultimul timp, nu prea mai sunt multe salturi de făcut. De exemplu, ați văzut, acum s-a lansat Samsung S5, care aproape nu mai vezi diferențe mai față de S4, mai mult cosmetice, că rezistă la apă, chestiuni genul ăsta, dar aproape
așa ceva spectaculos e mai greu să mai scoți în ziua de astăzi. Deci se intră iarăși probabil într-o perioadă de creștere organică în care nu mai apar explozii de imagini, chestiuni genul ăsta, sau cel puțin sunt greu de văzut. Sunt câteva idei, dar deocamdată destul de discutabile. Deci odată a scos și Samsung un fel de ceas, dar versiunea mică a ecranului limitează utilitatea lui, dar mă rog, poate să fie ca să nu mai scoți telefonul, te uiți la ceas, la niște notificări, chestiuni de genul ăsta. Și de la Google, celebrul ochelari care să integreze imaginea directă și poți să analizezi direct imaginea pe ochelari, să filmezi tot ce vezi, care au generat totuși multe contestații, pentru că apare și problema aceasta a distrugerii intimității. Pentru că multe activități sociale sunt bazate pe faptul că niște lucruri rămân acolo și nu circulă. Deja telefoanele au început să afecteze această chestiune, pentru că niciodată nu poți să știi cine îți face o poză undeva, că toată lumea are un aparat fotografia la de mână în buzunar. În momentul în care se pune și la ochelari, începe să fie și mai răspândit această lucru. Nu că este imposibil. Și acum poți să ascunzi, bineînțeles, o cameră spre o chestiune de asta. Acum nu e în totalitate un dezavantaj. Până la urmă e și un avantaj în caz de prins vreo imagine inedită, un OZN sau ceva. Da, dar poți să apară și... Uite, o chestie foarte interesantă, cât a crescut numărul camerelor mobile, cu atât a descrescut numărul raportărilor de OZN-uri. Nu, pentru că de timp s-a inventat un instrument care se numește Photoshop, care descoperă OZN-uri cu foarte multă eficiență. Da, deci cam asta zici tu că ar fi viitorul, o continuă evoluție a tabletelor și a telefoanelor. Deci sunt multe mișcări în acest domeniu. Tendința este, de pildă, inversarea migrării puterii de calcul. Cum spuneam la început, se mergea pe ideea centre mari de procesare și console proaste. Între timp s-a trecut pe ideea toată lumea are calculator puternic și fiecare își face treaba. Acum se merge un pic invers. Prin virtualizare se trimit centre procesarea înapoi în cloud, înapoi în centre mari de procesare și folosind dispozitive nu chiar atât de proaste ca primele terminale, dar oricum limitate la capabilități și care oferă în acest fel putere, dar ne întoarcem înapoi la dependența de centrele acelea mari, care însă prin modificările comerciale nu sunt atât de dificil de accesat, nu sunt atât de scumpe cândva. Deci accesul la calculatoare pe vremea când erau, și știu, marile mainframe-uri, era imens de scump, costau niște imense fiecare minut de procesare. Acum aproape le vedem gratis, pentru că și o să plece de altfel, de exemplu, prin intermediul reclamelor. Bun, acum, din nefericire, timpul ne limitează, dar în încheiere am să te rog să-ți dai o părere cam ce le-ai recomandat tu utilizatorilor actual de tablete și telefoane, în sensul să le țină doar ca și dispozitive de media sau să încerce să mai se mai joace cu setările lor, să încerce să mai afle ce și cum merg în ele? Deci pentru dezvoltare, în principiu, e preferabil de folosit un calculator, chiar pentru dezvoltarea aplicațiilor pentru ele, pentru că, cum spuneam, ele sunt oarecum limitate și la putere, și la posibilități de introducere. Deci pentru lucrat efectiv, totuși, nu înlocuiesc deocamdată un laptop. Că sunt o mulțime de aplicații, inclusiv pentru mici procesări grafice sau mici modificări pe aici, pe acolo, asta e cazul de așteptat, normal să fie, dar totuși ele sunt concepute în principal ca instrumente de consum sau ca auxiliare. De exemplu, sunt o mulțime de instrumente care cândva costau o mulțime de bani și care acum o ai liberă pe tabletă, de exemplu, poftim, analizori de sunet, care cândva era un instrument profesional, acum e un program gratuit care îl pui pe telefon și poți să faci și o sonorizare a unei încăperi sau formații de muzică folosesc pentru generat efecte și locuiesc echipamente care sunt relativ scumpe, deci ele au diverse utilizări, dar oricum de nișă în acest punct de vedere. Limitată posibilitatea de a le folosi chiar pe ele ca instrument de dezvoltare chiar pentru tablete. Există idei în acest sens, dar în principiu ca auxiliar asupra dezvoltării care se desfășoară totuși pe un laptop normal deocamdată. Bun. Mulțumesc, Mihai, pentru participare și de data aceasta, când ne-ai lămurit puțin în privința industriei tabletelor și a telefoanelor. Asta este, dragi utilizatori. Recomandarea mea este să folosiți cât mai mult aplicațiile dispozitivelor inteligente, să vă jucați cât mai mult cu ele și până data viitoare, toate cele bune!